În urma celor peste 300 de percheziții efectuate în municipiul București și în 29 de județe, printre care și Gorjul, au fost găsite sume uriașe de bani care nu puteau fi justificate. Aproximativ 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, 500 de dolari, 2.180 de dolari canadieni, 596.000 de forinți și 320 de cuna croați au fost ridicați de polițiști. Pe lângă aceste sume de bani, polițiștii au mai ridicat și un lingou de aur de 1 kg, unul de 50 de grame, dar și mai multe monede din argint și aur. După percheziții, 8 persoane au fost reținute, iar față de alte 14 a fost dispusă măsura controlului judiciar. Persoanele în cauză au creat un mecanism infracțional prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obținute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice. Polițiștii au indisponibilizat și 77 de aparate de joc neautorizate.